Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii Conspirația Tăcerii, acea emisiune care vă revelă lucrurile ciudate, bizare, stranii și insolite, care de regulă sunt ocultate, ascunse cunoașterii dumneavoastră. Așa cum am anunțat și în prima parte, în aceasta a doua parte a emisiunii avem ca subiect o problemă care se află în centrul atenției mass mediei și personal cred că încă se va mai afla încă mulți ani de acum încolo. Este vorba despre problematica scutului antirachetă. Noi vom discuta despre rachete și scutul antirachetă. Pentru aceasta, iată, am invitat în studio un specialist. Este vorba de domnul colonel Cornel Apostol. Bine ați venit, domnule colonel. Dânsul este specialist în rachete, specialist în artilerie antiaeriană, în ceea ce se numește apărarea antiaeriană. Pentru a face o mică deschidere a subiectului, vreau să vă spun că problema rachetelor și a folosirii lor în luptă s-a pus din cele mai vechi timpuri. Să ne amintim de rachetele pe care Conrad Haas ni le-a lăsat în manuscrisele sale încă din secolul XIV-XV. Rachetele și-au făcut apariția pe câmpul de luptă în virtutea puterilor în cel al doilea război mondial. Cunoaștem că chiar Hitler, prin vestitele sale arme de revanșă, V1, V2, mergând până la V7, plănuia să-și înfrângă adversarii și să atingă ceea ce se numește supremația tehnico-militară pe câmpul de luptă. Că nu s-a întâmplat așa, este voia istoriei, este voia faptului că binele întotdeauna sperăm și credem că învinge răul. Dacă ar fi să ne gândim la România, domnule Cornel, când au fost introduse rachetele în dotarea armatei române? Mulțumesc în primul rând pentru oportunitatea de... Am salutat toți colegii rachetiști în activitate și în rezervă. Și la preambulul nostru aș vrea să fac o mică completare în sensul că director de program, coordonatorul științific al programelor pentru rachetele dezvoltate de către germani în 1943 a fost născut la Sibiu Hermann Oberth. În țara noastră rachetele antiaeriene au fost, să zic așa, achiziționate și amplasate pe teritoriul național din anul 1959. Da, atunci s-a realizat, de fapt, primul dispozitiv, primul regiment. În prima jumătate a anului 1959, practic, s-a primit documentația de la furnizorul extern. Și către finele anului 1959, deja s-a importat tehnica, primul divizion de rachete antiaeriene, un divizion de foc și un divizion tehnic, care, practic, deservea această unitate activă, să zic așa. Pentru că nu constituie un secret, hai să spunem în două cuvinte pentru toată lumea ce este un divizion de foc și ce este un divizion tehnic. În două cuvinte. Divizionul de foc este cel practic care se ocupă de deservirea țintei. Ceea ce numim noi țintă este orice obiect zburător care nu respectă regimul de zbor în spațiul aerian al României. Divizionul de rachete este cel care are în dispozitivul său stația de dirijare a rachetelor și elementul activ, racheta, care prin sistemul de dirijare, prin stația de radiolocație de dirijare, exact așa cum se numește ea, practic trimite către țintă racheta pentru a o distruge, pentru a o nimici. Divizionul tehnic este cel care practic asigură divizionul de rachete cu muniția, cu rachetele. Acolo sunt pregătite toată partea de electronică verificată, partea de propulsie, motor reactiv cu combustibil solid, cu combustibil lichid și practic acolo este ținută racheta în viață, ca să spun așa, și acolo se gândește la cum să îi se prelungească resursa. Da, este, ca să spunem așa, doctorul rachetei, doctorul, cel care îl pregătește pe elementul activ să lovească ținta. Înainte de 1989, sistemul de apărare antiaeriană în ceea ce privește rachetele este foarte interesant să spunem câteva lucruri despre el. Ce orașe erau
la vremea respectivă, pentru că acum nu mai constituie un cercet acest lucru, erau apărate cu sisteme de rachete antiere. Bineînțeles, capitala și în ordinea intrării în țară a divizioanelor de rachete București-Ploiești, apoi centrele industriale importante și marile centre urbane, de fapt. Și să enumărăm Hunedoara, Reșița, Brașov, Galați în ultima perioadă, unde erau regimente, respectiv pentru București o brigadă de rachete antiaeriene. Încă de la început spunem că ceea ce noi vom revela aici nu constituie nimic clasificat, sunt lucruri care țin de istorie. Tocmai de aceea o să și spunem, cel puțin pentru primele unități, divizioane, regimente, pentru prima brigadă de rachete la noi din țară, ce sisteme de rachete au fost folosite și în acest sens am să le numesc eu, este vorba de primul sistem, a fost sistemul Dvina sau cumpăra la vremea respectivă suficiente divizioane de se realizase apărarea Bucureștiului cu acest tip de sistem de apărare antieriană. Ulterior, perfecționările de către furnizor, care era la vremea respectivă fosta Uniune Sovietică, am putut să aducem în țară și complexul Volkhov, care a avut mai multe sisteme de îmbunătățire pe parcurs, mai multe modernizări. Pentru că iarăși nu suntem în zodia sărcătului, pentru că dacă luăm un jeans de armament vom putea vedea exact ce și cum a fost. La apărarea antieriană a trupelor de uscat exista vestitul complex cub. Pentru că pentru telespectatori ar trebui să mai spunem câteva lucruri. Toate aceste sisteme acționau într-un să-i spunem complex unitar, deci sistem unitar de apărare antieriană a teritoriului, care erau subordonate unui comandament, Comandamentul Apărării Antieriene a Teritoriului, unde împreună ani buni am lucrat. Acest comandament a devenit de domeniul istoriei. Asta este o cu totul altă poveste. Ce pot să vă spun? Că cea mai mare dotare și cea mai mare putere de foc, cea mai mare putere de descoperire din punct de vedere a mijloacelor radiotehnice, care erau asigurate de către statul major al trupelor radiotehnice, s-a realizat sau exista la sfârșitul anilor 90. Și sper că ești de acord cu mine la acest capitol. Atunci erau cele mai multe unități radiotehnice, cele care cercetau spațiul aerian. Noi aveam stații de radiolocație la acea vreme care, cum era limbajul cunoscut al timpului, puteau cerceta spațiul aerian la peste 1000 de kilometri în adâncimea teritoriului inamic. Aceste stații de radiolocație erau funcție de destinație, de frecvențele pe care lucrau, folosite atât în trupele de rachete antieriene, trupele de artilerie și mitraliere antieriene, cât și în sistemul de cercetare care deservea inclusiv aviația civilă. Și în momentul de față, toate zborurile aeriene care sunt controlate deasupra teritoriului național sunt realizate prin sistemul militar al acestui sistem de cercetare radiotehnic. Dacă am face o comparație, pentru că împreună am fost în poligoane, de exemplu la Capul Miliaș și prin alte locuri pe unde am fost, nu le numărăm acum pe toate, apropo de cea mai mare aplicație care s-a desfășurat vreodată în România în 1988, care am participat în acea toamnă, timp de aproape 6 luni, aș vrea să fac o comparație între pregătirea rachetiștilor noștri și pregătirea rachetiștilor din alte țări socialiste. Pentru că trebuie să spunem că dotarea atunci era unitară. Toate țările socialiste aveau același tip de tehnică. Așa este. Dotarea era unitară, însă oamenii diferiți. Ca și un calificativ mai mult decât mulțumitor, vă pot da o apreciere care era la ordinea zilei în poligon la Șuluc. Când veneau românii acolo, cei care ne primeau, spuneau clar, au venit români, nu este nicio problemă. La tragerile de luptă care se realizau, deci tragerile reale, ele aveau loc într-un poligon în fosta Uniune Sovietică, de fapt mai multe poligoane, și la aceste trageri care erau absolut reale, pe ce se executau ele de regulă?
pe rachetă, că subiectul nostru este racheta antirachetă, o rachetă țintă, un așa numit EREM, o rachetă care era lansată din adâncimea deșertului de la Baikonur, o țintă cu viteză foarte mare, suprafața efectivă de reflexie foarte mică. Foarte mică, da. Deci presupunea antrenament, oameni, tehnică foarte, foarte bine și pregătiți. Foarte manevrieră. Foarte manevrieră. Descria o traiectorie destul de ciudată, în sensul că în momentul în care ajungea la săgeata traiectoriei, cum spunem noi rachetiștii, pentru câteva secunde bune dispărea. Secundele aia se păreau ore. O eternitate, da. Da, 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 da. Era o artă să o aștepți pe porțiunea descendentă și la viteza respectivă să o aștepți exact unde trebuie ca să... Și alte exerciții de tragere le făceați pe avioane fără pilot. Pe avioane fără pilot. Dar, lauri de regulă. Laurile, da, da. Dar marea provocare era EREM. Dintre divizoane care mergeau acolo, cine a tras pe EREM și l-a nimicit... Era regina balului, să spun așa. Da, deci după sovietici care, conform tradiției, ei au rachetele lor și ei le cunoșteau cel mai bine, cam noi disputam sceptrul victoriei acolo. Singura bătălie care se mai dărea din când în când, când mai veneau la trage, erau vietnamezii, dar să nu uitau că ei aveau 30 de ani de război în spate. Da. Ei luptaseră chiar real cu acel inamic care la vremea respectivă fusese Statele Unite. Acum că vorbim despre acest duel rachetă-antirachetă, am văzut că oamenii noștri erau foarte bine pregătiți. Cunoaștem că prin ceea ce s-a hotărât prin tratatul de la Viena, privind limitarea armamentelor și încadrarea lor în anumite limite impuse, și țara noastră a suferit reorganizarea sistemelor de apărare antiaeriană. Dacă ar fi să spunem, pentru că iarăși nu constituie niciun secret, dincolo de ceea ce am spus până acum, rachetele de fabricație fost sovietică, care au fost în dotarea armatei noastre, în momentul de față avem o brigadă de rachete antiaeriene aer-sol, care este dotată cu rachete americane de tipul Hawk. Acum trecem la lucruri mai interesante, apropo de război, și pentru că suntem aici la deconspirația tăcerii, din dosarele NATO declasificate, aș vrea să vă povestesc câteva lucruri foarte, foarte interesante, și anume, în timpul unui bombardament strategic nimicitor pe care americanii îl desfășurau asupra zonei industriale a capitalei Vietnamului de Nord, deci a Hanoiului, vietnamezii reușiseră să grupeze aproape toate forțele lor de apărare în domeniul rachetelor în jurul acestor uzine care erau producătoare de armament sau de mijloace necesare ducerii războiului. Bătălia era foarte dură, americanii pierdeau avioane atât de bombardament de tipul B-52, cât și din rândul aviației de însoțire, aviației fie de vânătoare bombardament, fie aviației de vânătoare. La capitolul aviație, vietnamezii stăteau mai slab, n-aveau decât aproximativ 30 de avioane MiG-21, pe care, din care puteau folosi simultan aproximativ 20. Pe fondul acestei bătălii foarte sângeroase, foarte grele, de o duritate de neimaginat, se spune că a fost cea mai dură bătălie dată vreodată între aviația de bombardament, vânătoare bombardament și trupele de rachete antiaeriene. Aici ar trebui să mai spunem că vietnamezii aveau și o apărare antiaeriană cu tunuri, deci da, artilerie de la calibru cel mai mic 37 până la calibru de 100 de milimetri, foarte, foarte puternică, deasă pe înălțimi, pe zone de apărare, pe obiective circular și așa mai departe. În această bătălie extraordinară și-au făcut apariția pe cerul Hanoiului niște obiecte zburătoare neidentificate, luminoase, pe care vietnamezii le considerau arme secrete ale americanilor, cu care aceștia ar fi dorit să străpungă apărarea antiaeriană vietnameză, iar americanii le considerau arme secrete fie vietnameze primite de la ruși, care fie supravegheau lupta, fie vreau să intervină și să execute, să zicem, o așa zisă operațiune de spionaj asupra tehnicii de bombardament americane. Cert este că, dincolo de toate previziunile, pe timpul bombardamentului și acestei operații de apărare antieră care a durat aproape o oră,
deși aceste obiecte zburătoare au rămas neidentificate, ele nu au pățit absolut nimic, deși asupra lor s-a tras cu toate categoriile, cu toate calibrele de artilerie antiaeriană, s-a tras cu rachetele, rachetele în vecinătatea țintei li se declanșa automat comanda de autodistrugere, iar americanii vedeau cum pur și simplu însoțeau aviația de bombardament, deși împotriva acesteia se trăgea cu rachetele aer-aer americane, cele mai perfecționate de la acea vreme, fără ca aceste obiecte să se închisească vreun pic. Am înțeles că există și un film al acestei extraordinare desfășurări de forțe. Eu atât am să spun despre acest incident, dar am să povestesc și despre un incident despre rachetele americane, și pentru că o să vorbim în oglindă aici. Este vorba de anul 1978, unul din primele divizioane de rachete Hawk, pentru că vorbim despre acestea care fusese dispus în Coreea de Sud, este înștiințat de către mijloacele de radiolocație, deci cercetarea îndepărtată a spațiului aerian, faptul că de țărmul de spațiu aerian al Coreei de Sud se apropie două ținte neidentificate. Bineînțeles, se dă alarma, se face vestida identificare, acum mai spune IFF, Interrogation Friend Urfu, atunci la NRZ, la zemnei Radio Zaproșic, respectiv avion amic-iramic, și se constată cu stupefacție că aceste două ținte, aceste două obiecte zburătoare, care aveau o traiectorie de zbor foarte ciudată, nu răspundeau la niciun fel de comenzi sau la niciun fel de întrebări ale acestei aparaturi de recunoaștere. Mai mult decât atât, în momentul în care obiectele au ajuns în zona razei de foc, ca să înțeleagă toți spectatorii, telespectatorii a acestor rachete, rachetele au fost automat aduse pe poziția 0 și întoarse la 180 de grade, fără ca militarii americani să facă nicio comandă asupra acestui complex de rachete. Respectivele obiecte au trecut survolând spațiul aerian al Coreei de Sud, practic trecând de la est la vest teritoriul corean, iar la ieșirea din zona de foc, rachetele s-au întors pe ultima poziție inițială pe care fuseseră. V-am spus aceste povești pentru că, iată, din aceste documente desecretizate ale Alianței Nord-Atlantice, ale Pentagonului, rezultă că, totuși, prin spațiul aerian al Terei se mai învârte și altcineva, ne mai observă și altcineva, și tocmai despre aici, despre aceasta este vorba. Eu sunt convins că scutul acesta antirachetă are mai mult o utilizare împotriva unui inamic care ar veni din spațiu extraterestru și mai puțin decât acela de a acționa împotriva unui inamic care ar fi în zona actuală, deci terestru, pentru că noi, cu ajutorul specialistului de față, vom încerca să și explicăm. Dincolo de considerentele politice că acest scut nu are nimic de a face cu, să zicem, amplasarea sa în apropierea relativă încoată, subliniez, a Federației Ruse, deci nu are niciun fel de problemă cu această amplasare. Personal consider că amplasarea acestui scut în diverse părți ale Europei și ale globului are mai degrabă o legătură mult mai strânsă cu o eventuală și o eventuală sau ipotetică ripostă împotriva unui inamic care ar veni de undeva din spațiu. Aș vrea în două cuvinte, pentru că iarăși vorbim de istorie, să ne spui, de exemplu, câteva din caracteristicile tehnico-tactice, de ce puteau face, de exemplu, rachetele din complexul Dvina. Ar fi cel mai bine să discutăm pe acesta. Deci, care era raza, împrăștierea și așa mai departe? Probabilitatea de lovire? Probabilitatea de nimicire cu trei rachete era 98%. La rachetele Dvina și, de fapt, modernizările care au urmat pe parcurs, în special au avut ca și țintă posibilitățile de nimicire la înălțime mică, pentru că la înălțimi foarte mari puteau deja trage, puteam nimici așa numitele aerostate automate în derive până la 30 de km înălțime. Dezvoltările care au avut loc ulterior au pus în special accent pe nimicirea țintelor care zboară la înălțimi mici, având în vedere că unul din procedeele
actuale și astăzi, să spun așa, este străpungerea părerii anterie la înălțimi foarte mici. Zborul la joasă înălțime. A rămas, da, a rămas, a rămas în procedeile clasice, sigur. Actual. Ca și distanță minimă, când în limbajul rachetistului există o limită apropiată a așa numitei zone de nimicire, în care probabilitatea este 98%, era la aproximativ 80 km. Limita îndepărtată 36-40 de km. Sigur că erau și sunt reguli și reglementări, se poate utiliza și se poate nimici ținta dincolo de aceste distanțe, chiar până la 56 de kilometri, dacă rețin corect, pe așa numita porțiune pasivă de zbor a rachetei. Da, deci atât, stimați telespectatori, veți afla niște lucruri care nu s-au mai spus până acum despre sistemele de apărare antiaeriană, despre sistemele de rachetă și antirachetă. Rămâneți pe N24, pauză publicitară. Suntem la canalul televiziune N24+, iată, la emisiunea Conspirației Tăcerii. Vorbim despre ținte neidentificate. Iată, în această revistă, Lumea Misterilor, numărul 6, obiecte stranii pe cerul capitalei. Veți citi ceva extraordinar despre ceea ce se întâmplă în spațiul aerian al nostru și nu ne prea spune nimeni. Pentru că suntem o emisiune de cultură. Iată, avem o telespectatoare. Ea semnează cu pseudonimul Danaela. Este și o scriitoare deosebit de talentată, are două apariții editoriale, Reiki, Jurnalul unui maestru și Izvorul iubirii, pe care vi le prezint. Eu am să mă străduiesc să o invit la o emisiune, deoarece nu numai frunzărind, ci efectiv studiind aceste două lucrări, mai ales Reiki, Jurnalul unui maestru, am văzut că sunt lucruri deosebit de interesante pe care vi le-ar putea împărtăși. Pentru că vorbim despre ezoterism și lucrurile inițiatice. În vestita serie a lui Vladimir Megre, Anastasia a apărut încă două lucrări, Energia vieții și Noua civilizație. Vi le prezint și pe acestea, pentru că am avut anterior discuții foarte interesante pe tema celorlalte șase apariții și sper că cu un invitat de marcă, în continuare, într-o emisiune viitoare, vom discuta și pe această temă. Iată încă o carte care cred că fiecăruia dintre noi ar trebui, Dr. Kenner McCall, Vindecarea arborului genealogic. Există o foarte mare contradicție și bătălie acum între mulți specialiști dacă arborul nostru genealogic, karmic, al destinului, poate fi vindecat, poate fi modificat, poate fi reglat. Vi le recomandăm cu deosebită plăcere aceste cărți. Deci, stimate coleg, să ne întoarcem la rachetele noastre. Iată, am început să spunem despre caracteristicile acestora. Ar trebui să mai spunem că apărarea antieră nu se făcea separat, ci întrunit, pe înălțimi, pe alinamente, sigur, pe direcții. Hai să mai spunem câteva din caracteristicile complexului divin. Înainte de asta, ați atins problema practică a conducerii în luptul acestor unități de rachete. Va nu se înțelege că unitățile de rachete erau sau sunt puse undeva într-un dispozitiv de luptă și acolo așteaptă avionul să se bat vitejește. Nu, este multă știință în conducerea acțiunilor de luptă acestui element. E o știință care spune tactică, da. Da. Practic, apărarea antiaeriană este organizată, așa cum spuneați, sub mai multe aliniamente. Din punct de vedere al depărtării față de obiectiv, bineînțeles, și din punct de vedere al înălțimii. Este structurată în ideea intervenției împotriva avionului inamic și pe alte categorii de mijloace active. În această situație, aviația. Știm că aviația, practic, acționează pe căile îndepărtate de acces către obiectiv, cum le numim noi, iar rachetele antiaeriene, artileria antiaeriană, în funcție de distanțele și posibilitățile lor de luptă pe aceste dimensiuni, acționează strict pentru apărarea obiectivelor unde sunt dislocate. Repartiția acestor ținte se face din punctul de comandă al marii unități sau al unității de rachete, în baza cercetării de radiolocație despre care dumneavoastră ați amintit cu puțin timp în urmă.
Practic, imaginea de radiolocație în zona obiectivului este la îndemâna comandantului Marii Unități sau Unității de Rachete și în funcție de direcția de deplasare acesteia către obiectiv, este repartizată automat către unitatea în a cărei zonă de nimicire este posibil a pătrunde avionul infractor, ținta, așa cum o denumim. Prin sisteme automatizate de conducere, știți sistemele automatizate folosite practic printr-o topare, fiecare unități de rachete îi se repartizează automat ținta, se îndreaptă cu sistemul de cercetare al stației de dirijare și mijloace proprii de cercetare ale unității către ținta respectivă, are loc descoperirea, însoțirea, urmărirea, așteptarea acestea în zona de nimicire, unde probabilitatea de nimicire de 98% după ce s-au lăsat cele trei rachete, văzute cu ochii mei, nu au scăpat și nu pot scăpa. Da, este foarte interesant, mai ales nu numai să vezi un asemenea, între ghilimele, spectacol, ci să-l trăiești, să fie acolo ofițerul cu dirijarea, cel care apese pe buton, după ce ai îndepărtat treptele de siguranță, să cumpere că racheta și cum se duce și lovește obiectivul este ceva cu totul extraordinar și mai ales să ai acea responsabilitate când știi că în mâna ta stau viețile celor care stau în spatele tău. Și dacă îmi permiteți o scurtă apreciere, nu este de neglijat lucrul în echipă aici. Fiecare membru al unității de rachete, al marii unități, extraordinar de important. De la militar în termen... Că aceste complexe aveau niște echipe de luptă, niște care, echipe de luptă niște care aveau niște bareme foarte draconice. Bine stabilite, da, de ordine secundelor, în care trebuiau să ia deciziile, în cadrul cărora nu aveai voie să te gândești să faci vreo greșeală, pentru că totul era compromis. Deci închegarea echipelor, calitatea oamenilor, capacitatea lor de decizie era pusă la încercare serios. Da, era un lucru cu totul special. Deosebit, da. Pentru că suntem la capitolul istorie, haideți să dezvăluim așa câteva lucruri care sunt deja la dosar puse acolo. Cândva o dată cineva va scrie și această parte a istoriei. Știm că la Revoluție s-au tras foarte multe rachete. S-au tras datorită desfășurării celui mai sofisticat tip de război radioelectronic care s-a desfășurat vreodată până acum. Deci nici înainte de 1989 de România, nici după 1989, nu nicăieri în lume, indiferent câte conflicte au fost, unde s-au desfășurat sau cine a fost implicat, nu a fost un asemenea tip de război radioelectronic cu asemenea amploare, cu asemenea mijloace și desfășurat cu așa încrâncenare. Deci s-a tras și cu rachetele antiaeriene. S-a tras și cu rachetele antiaeriene, într-adevăr în niște condiții deosebite de bruiaj, pentru că este clar că atunci inamicul când vine la război, nu vine cu pieptul dezvelit. Și în cazul aviației, acoperirea cu bruiaj este lege. Nu mai vorbim de mijloace la bord pentru apărarea aeronavei propriu-zise. Într-adevăr, au fost toate gamele de broiaj pe care noi știm, le-am cercetat, broiaj activ de zgomot, îngreuim foarte mult descoperirea țintelor în sensul saturării receptoarelor, dar în special broiaj activ de răspuns în impulsuri care imită ținte aeriene. Da, exact. Practic, cum ar fi da, în punctele noastre de comandă, comandanții se credeau prin datele pe care le aveau pe ecranul radiolocatorilor, că este vorba practic de un atac masiv cu aviație. Este meritul lor că prin mijloace de protecție la bruiaj pe care le-au atât stații de cercetare cât și complexele de rachete au realizat la timp că de fapt este un atac imitat, că de fapt sunt ținte aeriene imitate. Da, și tocmai de aceea în apărarea antiaeriană numărul de rachete trase a fost mult mai mic decât cel din... Mult mai mic, foarte mic. ...decât cel din apărarea de la trupelor de uscat. Deci cam câte rachete s-au tras? Din câte știu eu, cam 19 rachete. 19, da, așa. În timp ce ceilalți, deci de la sistemele CUB, au tras peste 40 de rachete. Dar aș vrea să ne înțelegem asupra unei probleme, că 19 rachete au tras cam, să zicem, 70 de unități
care puteau trage, pe câtă vreme 40 de rachete au tras doar două unități. Deci cam aici trebuie văzută proporția. Și încă o proporție care nu trebuiește neglijată absolut deloc. Gândiți-vă că din deduce specialiști pe care i-am avut în sistemul rachetelor antiaeriene, la ora asta 7 din ei, 7 din 10, de 70%, au fost trimiși forțați la pensie. Dar asta este o altă problemă. Istoria o va judeca atunci când va veni momentul. Pentru că vorbeam despre bătălia racheta-antirachetă. Deci apariția rachetei a dus la necesitatea apariției un alt mijloc prin care să o combatem. Normal că nu puteai să o combați cu artileria antiaeriană, avioanele erau mult prea leneși, aveau viteze mult prea mici, deci aviația nu putea să combată un astfel de vehicul aerian și s-a ajuns tot la o altă rachetă. Deci racheta antirachetă, care ar trebui să îndeplinească ce condiții ca să poată să nimicească o altă rachetă? În primul rând, condițiile atacatorului, viteza. Viteza, în primul rând. Viteza, sigur. În primul rând. Aici vreau să ajung la viteză. Da, viteza, în primul rând, lucru realizabil. Și realizat, de fapt, prin upgrade-ul fostelor rachete antiaeriene și actuală rachete, să zicem, Patriot, care avea o rază de acțiune mai mică, însă, prin modernizarea lor, prin creșterea numărului de motoare, această rachetă antirachetă SM-3, care va fi dezvoltată și pe teritoriul României, va avea practic trei motoare. Motorul de start, un motor de deplasare prin atmosferă, un motor care o va apropia către țintă în spațiu extraatmosferic, la aproximativ 30 de secunde de impact. În acel moment și acest motor se larghează și rămâne capul de război, capul de dirijare, care în continuu primind date atât GPS cât și la stația de cercetare și de dirijare de la sol, prin impact cinetic, deci nu prin explozie, cum erau rachetele clasice, prin impact cinetic încearcă să avarieze sau să distrugă racheta. Am zis să avarieze, având în vedere că vectorul respectiv este purtător sau poate fi purtător de armament nuclear sau bacteriologic sau chimic. Sau chimic. Avarierea și, știu eu, devierea ei cumva de la traseu, poate chiar în spațiu extraatmosferic, ar fi cea mai bună soluție și atunci cred eu că s-ar putea constata că ținta a fost nimicită și misiunea îndeplinită. Așa este. Haideți să gândim puțin la rece. Spuneam într-o aserțiune anterioară care am făcut-o că personal nu sunt de acord cu ceea ce se spune referitor la distrugerea acestor vectori ipotetici purtători de arme de nimicire masă. Deci arme de nimicire masă pot fi nucleare, bacteriologice sau chimice. Chimice. Chiar și o bombă murdară, tot același lucru este, fiind la origine radioactivă. Deci o astfel de rachetă, ce face? Ea îmi apără o zonă, o anumită parte a Europei, anumite capitale, anumite țări. Și deci noi, aflându-ne în acest sistem, am fi, să zicem, în prima linie defensivă. La ce distanță am putea nimici noi o astfel de rachetă? După datele tehnice pe care le dețin, distanța maximă operațională a acestor rachete ar fi de 500 de kilometri. Bun, hai să ne uităm. 500 de kilometri, da? Deci 500 de kilometri. Să presupunem că bombe nucleare sunt la bord. Încărcătură nucleară, ca să înțeleagă toată lumea. Deci racheta are o încărcătură nucleară similară ca putere cu un anumit număr de bombe nucleare echivalent în trotil, în trinitron toluen. Pe la 500 de kilometri, dacă luăm, numai presupunând că racheta respectivă ar avea o încărcătură numai de 20 de ori mai mare decât cea de la Hiroshima, ceea ce înseamnă o rachetă foarte mică, deci 200 de kilotone, detonată în spațiu atmosferic, care ar fi consecințele? Pe rază de cât s-ar produce, dincolo de efectele cunoscute ale exploziei nucleare pe care le știm cu toții, infectarea radioactivă. Vom vedea că infectarea este poate de ordinul a mii de kilometri la o singură astfel de explozie nucleară. Deși noi am nimicit acest vector nuclear. Și atunci problema se pune, de ce să o nimicesc dacă nimicind-o îmi fac mai mult rău decât dacă nu nimicesc?
că să presupunem că ea apăra o țară, să zicem Ardinia, care se află la 1000 de kilometri de mine. Și eu mă aflu aici. Și eu nimicesc această țintă la 500 de kilometri, producând acea explozie nucleară fatală, care din locul, din atmosferă, unde aceasta a explodat, omnidirecțional, pe 1000 de kilometri, cel puțin se creează un nou radioactiv care va distruge absolut tot. Care este rațiunea acestui tip de, așa zis, apărare antirachetă? La apărarea referitoare la încărcăturile cu arme bacteriologice și chimice, vă dați seama că chiar dacă racheta va fi distrusă, există componente care vor scăpa. Virusii sunt niște ființe extrem de mici, virusi, microbi, rickettsii, ciuperci, tot ce înseamnă astfel de agenți patogeni, gândindu-ne numai la Ebola, la toxina botulinică și la alte asemenea boli necruțătoare. Deci, iată, stimate coleg, cum ceea ce spuneam eu mai devreme prinde contur și anume pare să ne spună că, iată, acest sistem de antirachetă nu are nicio legătură cu ipotetica trimitere de rachete împotriva centrelor urbane, populate, ale Europei Occidentale, ori Europei Centrale sau Orientale, de oriunde de pe glob. Indiferent că el ar veni din Coreea de Nord, din Iran sau mai știu eu de unde. Pentru că efectele realizării acestui tip de distrugere ar fi catastrofale în ambele cazuri. De aceea, personal, cred că, iată, deși se spune din ce în ce mai puțin, știți că programele de căutare a civilizațiilor extraterestre, programele tip SETI și programele de tip CETI, de comunicare cu civilizațiile extraterestre, au fost întrerupte, deși, în mod ciudat, sumele alocate acestor programe mai puteau permite continuarea cu succes a acestor programe, după părerea mea, încă cel puțin 10 ani de acum încolo, sunt datele oficiale date de americani, aceste programe au fost întrerupte. Oare de ce? Este foarte simplu, pentru că acest contact probabil cu o ipotetică civilizație extraterestră există de mult. Problema principală fiind de momentul de față una singură. Cum să recunoști contactul cu această civilizație extraterestră? Și dacă ne întrebăm cum să recunoaștem sau de ce nu se recunoaște, întrebarea l-avem în acest sistem antirachetă. Se pare că din toți acești extraterestri care i-am găsit prin univers, i-am găsit tocmai pe cei mai răi. Pe cei care se pare că, iată, ne creează probleme și nu știm cum să mai scăpăm de ei. Suntem la emisiunea Conspirația Tăcerii, de Conspirația Tăcerii, iată aici, putem spune astfel de lucruri, sunt ipoteze, timpul va hotărâi dacă ceea ce am spus aici are o bază, un fundament real, sau vor fi simple ipoteze de lucru, m-aș bucura să rămână așa, dar, din păcate, în ultimul timp, din tot ceea ce am cam spus, totul s-a cam adeverit și în mod negativ. Referindu-l acest sistem de rachetă antirachetă, pentru că împreună am făcut atât tactici de luptă, cât și strategiile de utilizare a unor asemenea, sisteme. Crezi că amplasarea lor, oriunde pe glob, dacă ar fi destinate numai unui atac de genul ăsta, atac care este explicit menționat, ar deranja pe cineva? M-aș întoarce puțin la ecuația dumneavoastră, la calculul respectiv. Din ecuația respectivă nu cred că ar deranja pe nimeni. Asta este problema. Și atunci, amplasarea ar putea fi făcută, știu eu, din rațiuni politice, din ce alte logici, pentru că din deci rațiuni... Deci ar fi un indice de creștere a siguranței și încrederii, da, între state, într-o perioadă în care, iată, mai există aceste arme nucleare, vectori nucleari, pornind cu rachetele, cu avioanele care sunt și vectori de purtători și mergând până la teroristul care merge acum cu geanta diplomat, ce să mai folosesc racheta antirachetă când teroristul vine cu geanta diplomat și mă pune în Gara de Nord și ne ia încărcătură numai de 0,001 kilotone și dispare tot sectorul 1 din București. Sau vedeți metroul din Londra. Și să nu uităm că din depozitele fostei armate sovietice
lipsesc nu mai mult de 30 de astfel de sisteme de bombe nucleare tip valiză diplomat. Prima inventariere și cel care a avut prima dată curaj să spună despre acest lucru a fost generalul Ruscoi. Știți foarte bine ce a pățit. A dispărut de tot, atât de pe scena militară rusească, cât și de pe scena politică. Tragedia cea mai mare este că la peste 15 ani de la acest anunț, Federația Rusă nu poate justifica nici în momentul de față unde sunt aceste genți. Inițial se crezuse că Dudaev cu al lui cecen le-a luat și l-a depozitat undeva în Cecenia pentru a pregăti o eventuală ripostă împotriva Federației Ruse, dar se pare că nici pe departe. Se pare că aceste valize au ajuns în cu totul alte locuri și probabil că cineva stă și ne privește gândindu-se la momentul când ar putea să le declanșeze. Dar până atunci, pauză publicitară. Din nou, la această sursă inestimabilă, izvorul minunilor, iată care este canalul de televiziune N24+, cu a sa emisiune inegalabilă, Conspirația Tăcerii. Deci îl avem în studio pe un specialist în rachete antiaeriene, pentru că mai avem câteva minute și vrând nevrând trebuie să încheiem această emisiune, dar vom spune că numai această emisiune, pentru că vom mai continua această serie de emisiuni. Hai să facem un fel de încheiere, de concluzie. Dincolo de concluzia mea că sistemul de apărare racheta antirachetă nu are nicio legătură cu racheta. Este o concluzie pe care mi-o sușesc. Și sfârșim cu începutul, am vorbit că nu se poate rachetă fără om. Pentru mine omul este elementul esențial și în această ecuație pionul principal. Am o mare admirație pentru cei cu care am lucrat, i-am cunoscut de la soldat la general. Deși nu am văzut general pe rachetă, cum spunea cineva cândva, apropo de tank, eu am văzut general pe rachetă, am văzut colonel mâncând aceeași conservă cu maestru militar, soldatul, tot respectul pentru ei. O mare parte din ei sunt în afara sistemului acum. Dacă ar fi să facem o analiză... Cea mai mare parte, trebuie să cea spunem, mai mare parte, pe... da. Dacă ar fi să facem o analiză corectă, să știți că foarte mulți din ei au mari probleme cu sănătatea. O spun cu franchețe, cu corectitudine, mi se pare, e conspirația împotriva tăcerii, pot să spun, nu? Sigur. M-am întâlnit acum o lună cu foști combatanți de-ai mei, de la unitatea unde am lucrat 20 de ani. Am făcut naveta de la pământ la lună cu autobuz, vă spuneam cândva, și înapoi până la jumate. Mi-am văzut foștii colegi. Nu le-am spus-o, dar mi-am spus și mulți dintre ei cred că au probleme de sănătate ca urmare a condițiilor în care au lucrat acolo. Radiații... Condițiile, în primul rând, de muncă, pentru că foarte puțină lume radiații, știe în ce condiții de muncă lucrau specialiștii din rachete și din radiolocații. Nu mai vorbesc de numărul de ore, care astăzi este o coordonată care se vehiculează peste tot. Se lucra în serviciu de ture 24 cu 48 de ore. Serviciu operativ permanent. Serviciu de luptă permanent, chiar așa se și numea. Dacă e să adunăm numărul de ore, cred că ar trebui să aibă acum 4-5 pensii, după numărul de ore lucrat. După bolile profesionale pe care le au și pe care nimeni nu știu, poate nu vrea, nu realizează că există. Mă gândesc că trăie așa cu respect și vreau să le transmit tot acest respect. Pentru că este incredibil, cred că nimeni nu știe că un operator în cabina emisiei recepție, de exemplu, avea două emițătoare, un megawatt, 0,9 megawatts, pe partea dreaptă, 0,9 pe partea stângă, într-un volum de cel mult 3 metri cubi. Așa este. Sunteți expert în cercetare. Da, să le spunem că trebuie să recuperăm ceas de mână mecanic în fiecare lună pentru că ne se stricau ceasurile și așa mai departe. Eu pot să aduc argument în, să spunem, sprijinul acest. Spuneți aici un singur lucru. Din unitatea de radiolocație unde eu am lucrat
cu ani în urmă, deci jumate mai sunt vii, restul sunt sub pământ. Toți au murit până sau în apropierea vârstei de 50 de ani. Cei mai mulți, de fapt, cei care au murit, n-au apucat pensia. Sau cei care au apucat-o, au apucat-o fiind disponibilizați forțat în urma acestei reorganizări. Ce vreau să spun? Imaginați-vă că acești oameni au murit de tineri și au murit în condiții în care este greu de spus, de niște boli necruțătoare, niște boli incurabile, niște boli foarte rele, și acest lucru s-a repetat în zeci de dispozitive de apărare antiaeriană, deci de rachete, de artilerie, de radiolocație, și din păcate acești oameni, aceste umbre tăcute, mor și acum, neștiuți de nimeni. Mai nou, li s-a luat și unii cu sprijin cea mai mare parte din pensie, dar viitorul va hotărâi ceea ce se va întâmpla. Stimați telespectatori, iată, am ajuns la finalul celei a doua părți a emisiunii noastre. Chiar dacă v-am lăsat un mare semn de întrebare, dacă vin extraterestri sau vin nordcoreenii, împotriva cui vom trage cu rachetele antirachetă, răspunsul probabil că îți vă găsi în emisiunile viitoare. Noi vă așteptăm în fiecare luni, de la ora 22:15, la o nouă ediție a emisiunii Conspirația Tăcerii. La revedere, pe curând!